În mijlocul naturii, chiar lângă pădure, gazdele au întins mesele mari și i-au poftit pe toți la masă. Pe rând, în fața vizitatorilor, au fost puse bucate gătite în casă, începând de la fumături și brânzeturi până la legume produse chiar în gospodăriile lor. Zacusca, untul și pâinea coaptă la cuptor au făcut casă bună cu berbecul la proțap, stropit cu nădejde cu vinul zonei, streșinica. Meniul de astăzi este format din partea de aperitiv, după care partea de mâncăruri calde, ciorbă de cric, mămăliguță, tochitură moldovenească, sloi de oaie, după care e un proțap pregătit de localnici din Agapia. Au venit din toată țara oameni frumoși, oameni care au căutat produsele noastre culinare, au căutat meșterii noștri populari și cum era și ideea de fapt, avem trasee de ecoturism. O să facem o plimbare prin pădure de 2 ore, să ajungem într-un platou pe vârful muntelui, să privim împrejurimile. Și în același timp să nu uităm că ne aflăm alături de Mănăstirea Agape și Marele Pictor Grigorescu. Vă așteptăm în Ținutul Zimbrului. Gospodarii s-au întrecut între ei pentru a-i convinge pe turiști că mâncarea lor este mai bună. Suntem onorați că am fost invitați de Ținutul Zimbrului să participăm ca producător local din județul Neamț cu preparatele noastre din Humulești. Pe lângă ele am adus și ceaunele, un pic de sloi de oaie, care e tradițional în zona noastră, mai ales în perioada aceasta a toamnei, când se aleg oile. Avem și o tochitură moldovenească cu mămăliguță, cu mujdei de usturoi. Iar în spate sunt preparatele noastre, tocmai ce au fost doate dimineață de pe din afumătoare, le-am tăiat și le-am adus aici. Am vrut de mult să participăm și acum e prima dată, deci fără termen de comparație, e foarte frumos și locația în sine, sub pădure și cu merii și evenimentul în sine cu tot ce ține de produse locale, de meșteri locali, de alimente locale, e foarte frumos. Este într-un loc minunat. Ne bucurăm că găsim producători locali din zonă cu produse deosebit de gustoase și bune și ne bucurăm că acest eveniment ajunge și pe plaiuri moldovene. Invitații au avut ocazia să vadă și meșteșuguri străvechi adaptate la vremurile noastre, cum ar fi crearea lumânărilor pentru ocazii sau toarcerea lânii. Pentru așa ceva nu este nevoie doar de dorință, trebuie și un pic de talent și cât de cât să-ți și placă. Nu este o afacere. Ca să știți, nu este o afacere. Este eu ceea ce fac din plăcere. Organizatorii au primit aprecieri din partea turiștilor și sunt convinși că cei care s-au bucurat de clipele frumoase petrecute lângă Agapia vor povesti și altora despre frumusețile zonei și vor veni și mai mulți turiști să viziteze Ținutul Zimbrilor.